Este regulă. Dar noi acum nici nu propun să amendăm noi pe... Că nu asta e soluție. Important este să găsim soluții ca să îi și ajutăm să facă, să înțeleagă că trebuie să refacă aceste lucruri și să îi sprijinim din acest punct de vedere. Că să dăm o amendă este simplu. După ce dată amendă, ce se întâmplă? Domnule primar, este Brașov un oraș poluat? Că toată lumea discută pe problema asta. Și știu că ați insistat să verificați personal. Am văzut acum la intrare aici. Care este echipament, mi l-a dus Bogdan Micu. Bogdan Micu, care este consilierul ministrului mediului. Și verificați zilnic? Și care are, cum să spun eu, în domeniul respectiv, el este un tip recunoscut. El așa are un tip ONG-ist, el care vede lucrurile altfel. Mi-a plăcut așa foarte mult că i-am propus să devină consilierul meu pe problemele astea, acceptat. Și face acest lucru într-un mod foarte... Nici nu i-am impus condiții, nici reguli, nici criterii. I-am spus să preiau de la el multe lucruri care sunt ca soluții. Dar i-am dat posibilitatea să vadă și cum este în viața de zi cu zi în administrație. Și la un moment dat a spus, mi se pare horror, dificil, cât de complicat și cât de greu și cum se văd lucrurile din afară și cum le simte în interior. Și mi-a explicat o dată că a încercat să aibă discuții cu persoane de felul lui și să le explice și ăia, colegii lui, nu au vrut să-l înțeleagă. Du-te băi de aici, că tu prostii, vorbești aiurea, tu primarul. Și a spus, bă, primarul chiar nu mi-a cerut nimic, adică mi-a spus o regulă să fac cea. Și a zis, adu-mi, te rog frumos aici. Și am un echipament aici care măsoară tot timpul. Și cum? De când l-ați montat? Acești indicatori. Și care evoluează. Ei, acum este situația, 80% foarte bun. Dar este o situație raportată la perioada asta. Să înțelegem că ar trebui să funcționăm în viața de zi cu zi așa cum suntem astăzi. Adică fără mașini, să înțeleg, fără mult trafic. Eu sunt de acord, putem să facem treaba asta, hai să o facem. Da, dar asta ar însemna să fie încurajat cetățeanul mai mult să meargă cu autobuze. Cumpărăm autobuze electrice și troleibuze și hibrid, facem parte dintr-un parcurs și un program pe această componentă de mobilitate și accesibilitate în Brașov, cu fonduri europene accesate. Chiar acum am primit de la Ministerul Dezvoltării un mesaj că a fost validat încă un contract pentru municipiul Brașov, pentru garaj la transport la Rad Brașov. Garaj înseamnă nu un garaj simplu, este un echipament întreg unde vom pune autobuzele pentru încărcare pe timp de noapte, pentru a fi încărcate autobuzele electrice, care e investiție de 3 milioane de euro acolo. Și când o să... Păi, dacă am primit de la ministru acum mesajul, înseamnă că în următoarea zile vom semna acest contract cu ADN 7 Centru și după aceea vom scoate la licitație investiția respectivă. 3 milioane a zis? 3 milioane ceva, din câte știu eu, dar este o componentă, pentru că avem investiții pe... Un garaj în care acolo se încarcă practic autobuzele... E titulatura de proiect garaj pentru putere instalată pentru alimentare cu energie electrică. Unde o să fie? La sediul RAT-ului pe Hărmanului. Dar noi avem și alte investiții, cum suntem pe Independențe, unde montăm acum echipamente și transformatoare și putere instalată și stație de încărcare a autobuzelor pe cheltuială proprie de la bugetul local pentru societatea de transport. Pentru că o să ducem, noi o să avem 133 de mijloace de transport în Brașov, autobuze mari, mici și troleibuze care au nevoie de energie electrică pentru încărcare. Funcționează cu energie electrică. Domnule primar, știm că brașovenii și românii și în general oamenii sunt comozi. În regulă, cum să spun eu, nu altcineva generează poluare în viața. Noi. Asta zic, ei sunt comozi și suntem comozi și ne place să mergem cu la mașina. Și aici, primarul nu are o conductă separată, nu are un hidrant care să dea drumul la aer mai mult sau mai puțin. Dar v-ați gândit să încurajați să meargă cu autobuzul mai mult? Nu știu, să, de exemplu, o zi pe săptămână să aibă gratuit, sâmbătă, nu știu, adică să fie o subvenție de perioadă, măcar un an. Trebuie să conștientizăm noi cu toții că treaba asta face parte din viața noastră de zi cu zi și ne afectează tot pe noi. Sănătatea, tot. Noi avem niște programe. Planul de mobilitate și accesibilitate, care este un document pe care foarte mulți îl ignoră, deși cu toții am fost parte în acest plan. Planul ăsta nu s-a lucrat peste noapte, a fost rodul unor echipe de specialiști care au lucrat vreo 3 ani de zile la el,
care a fost întors de vreo două ori de la Ministerul Mediului și de la Bruxelles, pentru că nu îndeplinea condițiile din punct de vedere al criteriilor care trebuia să fie îndeplinite, ca noi să arătăm că noi suntem conștienți de această situație și că trebuie să impunem niște măsuri, să luăm niște măsuri ca decizii la nivelul autorității publice locale, pe baza cărora Uniunea Europeană ne dă bani. Și am spus, domnule, faceți asta, noi vă dăm bani. Și Uniunea Europeană ne dă bani pe axa 4:1, ne dă bani pentru autobuze, troleibuze, electrice și hibrid autobuzele, pentru stații electrice, pentru încărcare cu... pentru la taxiuri electrice v-ați gândit să încurajați zona asta? Și pentru benzi dedicate și piste de bicicliști. Toate aceste sume sunt foarte mari și care fac parte dintr-o strategie a municipalității, tocmai ca să arătăm că noi luăm măsuri vis-a-vis de acest aspect, pe această componentă de trafic. Vis-a-vis de componenta asta de taxi, este un proiect la care ne gândim și am discutat chiar săptămâna trecută, noi înaintăm la ADR7 Centrul Alebea un pachet de 15 proiecte, 15 domenii, 15 proiecte punctuale, pentru o perspectivă pentru următorii ani, extinsă pe SIDU, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, care să fie de pe acum discutată și adusă în atenția pentru pachetul de finanțare, iar acest lucru face parte din pachetul respectiv de 15 proiecte la care lucrăm în momentul de față. Pentru că dar puteți poluarea... băga acolo și ceva de conduită, de, pentru că știm cu toții asta cum sunt mulți. Din, asta face parte din comportamentul nostru de zi cu zi, din ceea ce înseamnă respect, civilizație și comportament. Dar în alte orașe, nu chiar în toate e la fel. Acum, eu nu propun să impun unele sau alte cum se comportă în viața de zi cu zi, atunci chiar că sunt.